160 de miliarde de lei vechi, aceasta ar fi suma despre care președintele Consiliului Județean Giurgiu, Vasile Mustățea, a declarat că reprezintă corecții financiare din mandatul de președinte al lui Dumitru Beanu. În replică, acesta a explicat astăzi că Vasile Mustățea dezinformează și nu a prezentat corect problema corecțiilor financiare. Sper că nu aplică aceeași logică și în alte domenii și aplică o abordare mai obiectivă pentru alte decizii, cel puțin la fel de importante, altfel poate fi afectat întregul județ de asemenea subiectivism demonstrat. Problema asta a corecțiilor este una nu națională, este una care afectează în diferite moduri toate țările care au parcurs această etapă a accesării fondurilor comunitare, dar a fost tratată diferit. Toate consiliile județene au fost afectate de sistemul care a permis aplicarea de corecții, nu numai Consiliul Județean Giurgiu. De altfel, este vorba de o problemă ce se manifestă și în alte state. Toate județele au această problemă, corecții financiare, iar această sumă reprezintă rezultatul faptului că au fost puse în funcții cheie persoane neavenite, în special în zona de achiziții publice. Da? Deci, aici zona de achiziții publice nu vizează achizițiile publice de la nivelul autorității contractante. Domnul Stăță este singura persoană cu funcție de conducere care e implicată în acest efort conjugat al accesării banilor europeni pe care l-am auzit cu această poziție. Eu n-am auzit pe nimeni. În schimb, toată lumea, toți de la nivelul ministrului Teodorovici, la nivelul persoanelor care reprezintă autorități publice, care sunt ordonatori principali în principiu, acuză structurile care auditează și care controlează modul cum se cheltuiesc banii europeni. Mai multe amănunte despre ceea ce nu s-a spus în legătură cu corecțiile financiare puteți afla în ediția specială din această seară la TV Giurgiu, într-o expunere detaliată oferită de Dumitru Beanu.